Președintele american Joe Biden l-a primit la Washington pe premierul Ucrainei. După discuții, liderul de la Casa Albă a anunțat că va trimite armament în valoare de 800 de milioane de dolari în Ucraina. De asemenea, va asigura o tranșă separată de 500 de milioane de dolari destinată funcționării guvernului ucrainean. Today, I'm announcing another $800 million to further augment Ukraine's ability to fight in the east in the Donbas region. This package includes heavy artillery weapons, dozens of howitzers, and 144,000 rounds of ammunition to go with those howitzers. It also includes more tactical drones. Nu este singurul ajutor oferit de Biden către Ucraina. We intend to provide an additional $500 million in direct economic assistance to the Ukrainian government. This brings our total economic support for Ukraine to $1 billion in the past 2 months. This is money the government can help use to stabilize their economy, to support communities that have been devastated by the Russian onslaught, and pay the brave workers that continue to provide essential services to the people of Ukraine. Washingtonul va lansa săptămâna viitoare un program care permite stabilirea temporară în Statele Unite a refugiaților ucraineni care au sponsori americani. Refugiații vor primi drept de ședere în Statele Unite până la 2 ani dacă îndeplinesc anumite criterii. Orice străin va putea solicita tratamentul condiționat dacă poate demonstra că are un motiv urgent de a intra în Statele Unite sau că prezența în țară va aduce un beneficiu semnificativ.